Proiectul de lege privind traducătorii și interpreții judiciari reglementează profesia de traducător și interpret judiciar, deoarece, spun reprezentanții Ministerului Justiției în expunerea de motive, în cadrul legal actual, aceasta nu este una de sine stătătoare și nu este organizată așa cum trebuie. Dacă proiectul de lege care îi vizează pe traducători va fi aprobat, spun cei care practică această meserie, se vor crea dificultăți în ceea ce privește transmisiunile și comunicațiile dintre mediul extern și mediul intern al României. Practic, activitatea actualilor traducători și interpreți autorizați va fi limitată doar la procedurile și activitățile desfășurate în față sau de către un organ de sistemul judiciar ori de cel conex acestuia. Cu alte cuvinte, traducătorii autorizați își vor limita activitatea strict la domeniul judiciar, de asemenea și numărul celor care vor profesa această meserie va scădea, deoarece modul de atestare va crește gradul de dificultate la examinare. O lege făcută de niște oameni care nu sunt la curent cu ce se întâmplă pe piața din România în momentul ăsta. Adică în acest moment, pe piață sunt circa 1500 de firme de traduceri și prin ele se desfășoară 90% din activitatea de traducere în România. Adică toate companiile multinaționale, naționale, companiile străine lucrează prin aceste firme pentru că aceste firme au o capacitate mai mare de a se ocupa de tot ce înseamnă logistică, traducere, corectură, contabilitate și toate lucrurile astea pentru o firmă. În același timp, traducătorii își vor putea exercita profesia numai dacă devin membri ai viitoarei Uniuni Naționale a Traducătorilor și Interpreților Judiciari din România. Orice altă formă de organizare urmând să fie interzisă. Prin această lege se limitează exact acest lucru, adică firmele nu vor mai avea dreptul să lucreze cu anumiți traducători și nu vor mai avea voie să se ocupe de anumite documente, ceea ce va duce la un haos total pe piața traducerilor și clienții vor fi foarte derutați, să spunem. Orice traducere trebuie corectată de un al doilea om. Dacă traducătorii, conform noii legi, vor trebui să lucreze singuri și nu vor putea lucra în colaborare cu nimeni, vor face după cum cred ei de cuvință traducele, nimeni nu se va mai uita pe ele și vor ajunge direct la clienți. Dacă traducătorii autorizați vor refuza de două ori într-un singur an, solicitările instanțelor de judecată și ale organelor de urmărire penală, legea le va retrage autorizația de a profesa în continuare meseria de traducător. Cei vizați de această lege spun că nu există puncte forte în aceste schimbări, care, dacă vor fi aprobate, vor presupune costuri colosale ale celor care doresc să-și întemeieze propriul birou individual, birocrația ar deveni mai complexă și modul de atestare mult mai greoi.